Bine ați venit! În clipul de astăzi rezolvăm împreună testul 12 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat profil tehnologic. Haideți să începem cu primul exercițiu. Arătați că 2 pe 3 totul la a doua împărțit la 1 pe 3 minus 3 împărțit la 9 este egal cu 1. Vă pot spune de la început că în cazul în care nu vă descurcați atât de bine, chiar și cu exerciții atât de simple, puteți căuta pe canal un playlist cu numele Lecție Valoare Națională, unde găsiți lecțiile inclusiv de la clasa 5 -a, unde aveți chiar asta. Nu e o rușine, pot să înveți acum, important este să faci ceva până la examen. E o rușine să nu faci nimic, dar dacă tu vrei să înveți, chiar poți să-mi scrii în comentarii și poți să să-ți trimit eu în cazul în care nu le găsești. Acum, haideți să începem cu ridicarea la puterea a doua, ridicăm și pe 2 la a doua, care înseamnă 4, iar 3 la a doua este 9, împărțit la 1 pe 3, Minus observăm că 3 nu se împarte la 9, de aceea atunci când avem o împărțire pe care nu o putem efectua, putem să o scriem ca o fracție. 3 pe 9. Așa că avem 4 pe 9. Împărțirea a două fracții presupune pe prima să o transcriem și pe a doua să o înmulțim răsturnată. Asta înseamnă că avem 3 pe 1. Această fracție, spre exemplu, putem să o simplificăm prin 3 dacă vrem. Și atunci obținem 3 împărțit la 3 este 1, iar 9 împărțit la 3 este 3. De asemenea, putem să efectuăm și această simplificare și avem la numărător 4 ori 1 înseamnă 4, iar jos avem 3 ori 1 care e 3 și în final 4 pe 3, minus 1 pe 3. Pentru că avem același numitor, putem să facem scăderea și obținem 3 pe 3, iar 3 pe 3 înseamnă 1, exact ce se cerea. Exercițiul al doilea. Se consideră funcția f definită pe R cu valori R, unde f de x este 3x minus 9. Determinați abscisa punctului de intersecție dintre graficul funcției și axa OX. Păi dacă vrem graficul funcției intersecta cu axa OX, este super simplu, pentru că Y trebuie să fie 0, ca un punct să fie pe axa OX, X, atunci Y său e 0, ceea ce înseamnă că f de X va fi 0, așa că avem 3X minus 9 egal cu 0, îl mutăm pe 9 cu adunare și obținem 3X egal 9, împărțind la 3, obținem că X-ul este 3. Mergem mai departe la 3, Rezolvați în mulțimea numerelor reale, ecuația, radical din X la a doua minus 4X plus 8 egal cu x. Întotdeauna o astfel de ecuație începe cu condițiile de existență. Haideți să reamintim. Dacă avem radical din x egal cu a, dacă avem un radical de ori din par, atunci cantitatea, adică x-ul, trebuie să fie mai mare egal decât 0, însă și a-ul trebuie să fie mai mare egal decât 0. Și atunci vom avea pe de-o parte x la a doua minus 4x plus 8 mai mare egal decât 0, pe de altă parte și x-ul trebuie să fie mai mare egal decât 0. Putem să lăsăm așa și la final să facem verificarea. Acum, ridicând la a doua, în stânga dispare radicalul și avem x la a doua minus 4x plus 8, în partea dreaptă avem x la a doua. și observăm că putem să scădem x-ul la a doua și scăpăm în felul acesta de el. În stânga avem minus 4x plus 8, iar în partea dreaptă x la a doua minus x la a doua este bineînțeles 0. Haideți să-l scădem acum pe 8 și avem minus 4x egal cu 0, minus 8 înseamnă minus 8, împărțim la 4 și obținem minus x egal cu minus 2, păi minusul din stânga se duce cu cel din dreapta și obținem că x este 2. Însă nu uitați că la început am pus niște condiții de existență. Acum trebuie să ne întoarcem și să facem verificarea. Înlocuim în prima și avem așa, 2 la a doua, minus 4 ori 2 plus 8, trebuie să fie mai mare egal decât 0. Asta înseamnă 2 la 2 e 4 minus 8 plus 8. 8 cu minus 8 se reduc și 4 e mai mare egal decât 0. Înlocuind și în a doua avem 2 mai mare egal decât 0, e adevărat. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din 2. Mergem mai departe la 4. După o ieftinire cu 8%, un produs costă 184 de lei. Determinați prețul produsului înainte de ieftinire. În primul rând, haideți să notăm cu X prețul inițial. Asta înseamnă că dacă eu fac o ieftinire cu 8% din prețul inițial, eu trebuie să scad 8%, așa că am minus 8 pe 100 ori x egal cu 184 de lei. Haideți să aducem la o formă mai simplă, acest x este supra 1, așa că dacă facem înmulțirea, avem 8x pe 100. Haideți să aducem la același numitor, amplificăm cu 100 și atunci obținem. 100x pe 100 minus 8x pe 100, bineînțeles, egal cu 184. Având același numitor, eu am voie să fac scăderea. Asta înseamnă că 100x minus 8x înseamnă 92x pe 100 egal cu 184. Îl ducem pe 100 în partea dreaptă cu înmulțire, pentru că linia de fracție reprezintă împărțirea, și atunci obținem că 92x este. 184 ori 100 înseamnă 184 cu 2 de 0. Și acum împărțim la 92 și 92 în 184 intră chiar de două ori, astfel încât obținem 200. Prețul inițial a fost de 200 de lei. Mergem mai departe la 5. În reperul cartezian x y se consideră punctele A de coordonate minus 2, 3. Stai să scriu B de coordonate 4, 1 și un punct C și un punct D. Știind că punctele C și B reprezintă mijloacele segmentelor AB respectiv CD, determinați coordonatele punctului D. Hmm, foarte interesant. Deci C este la mijlocul lui AB, iar B este la mijlocul lui CD. Trebuie să aflăm D-ul. Vă reamintesc o chestie super simplă și ușoară și folositoare, aș crede eu. Dacă avem un segment AB și un punct M la mijloc, atunci coordonatele lui M reprezintă media aritmetică dintre punctele de pe capăt. De pe capete. Deci x-ul lui M aș putea să spun că este xA plus xB pe 2, la fel și y-ul lui M e yA plus yB pe 2. De aceea, dacă eu știu că C e la mijlocul lui AB, înseamnă că x-ul lui C este xA plus xB pe 2, la fel y-ului c este y-a plus y-b pe 2 și doar înlocuim. Și avem așa, x-ul lui c va fi x-ul lui a este minus 2, x-ul lui b este 4, x-ul înseamnă prima coordonată, totul pe 2, minus 2 plus 4 este 2, iar 2 pe 2 este 1 și y-ului c este y lui a care e 3 plus y-ului b e 1, totul pe 2, 3 plus 1 înseamnă 4, iar 4 pe 2 va fi 2, și atunci observăm că C-ul are coordonatele 1, 2. Și acum mergem la a doua relație pe care o avem, și anume, noi știm că B este la mijlocul lui CD. Asta înseamnă că X-ul lui B este X-ul lui C plus X-ul lui D pe 2, iar YB este YC plus YD pe 2. Înlocuind vom avea X-ul lui B, îl cunoaștem, este 4. Egal cu x-ul lui ce l-am aflat era 1 plus x-ul lui d pe 2. Îl ducem pe 2 cu înmulțire și avem 4 ori 2 este 8 egal cu 1 plus x de. Asta înseamnă că x-ul lui d este 8-1, adică 7. Mai departe, y-ul lui b este 1, egal cu y-ul lui c era 2 plus y-ul d pe care nu-l cunoaștem. Totul pe 2, îl ducem pe 2 cu înmulțire și avem 2 egal cu 2 plus YD, ceea ce înseamnă că YD este 2 minus 2, adică 0. În concluzie, punctul D are coordonatele 7 și 0. Mergem mai departe la 6. Se consideră X în 0 pi pe 2 astfel încât cos de X egal cu tangentă de pi pe 3 ori sinus de X Arătați că sinus de x este 1 pe 2. Foarte interesant. Haideți să vedem cum facem. În primul rând, tangentă de pi pe 3, adică tangentă de 60 de grade, știm că este radical din 3. Astfel încât de aici observăm că cos de x egal cu radical din 3 ori sinus de x. Și acum putem să profităm de faptul că x-ul se află în intervalul deschis 0 pi pe 2. Asta înseamnă că putem să împărțim la sinus de x, pentru că sinusul este diferit de 0, oricare ar fi x din intervalul 0 pi pe 2. El ar fi fost 0 în punctul 0, pentru că sinus de 0 este 0. Așa că obținem în partea stângă cos de x supra sinus de x egal cu radical din 3. Haideți să vedem ce facem mai departe. Ne putem gândi la faptul că cos pe sin înseamnă cotangentă și avem cotangentă de x radical din 3, dar x-ul este în 0 pi pe 2 și atunci, oare în ce punct cotangenta este radical din 3? Păi e în 30 de grade, adică x-ul de aici este de fapt pi pe 6. însă nu am terminat, pentru că nouă ni se cerea sinus de x, adică sinus de valoarea pe care am obținut-o. Și avem așa, sinus de x înseamnă sinus de pi pe 6. Iar sinus de 30 de grade automat este 1 pe 2. Cu siguranță sunt și alte metode prin care puteți să rezolvați acest exercițiu. Spre exemplu, putem să înlocuim în formula fundamentală și de acolo să scoatem direct cât este sinusul. Voi alegeți metoda care vi se pare mai simplă. Mergem mai departe la subiectul al doilea. Se consideră magicile I2 egal cu 1001 0, 0, 1 și A egal cu 3612. Punctul A. Arătați că determinantul lui A este 0. Haideți să calculăm de desubt determinantul lui A și avem determinant din 3, 6, 1, 2. Începem mai întâi pe diagonala principală, unde avem 3 ori 2 minus diagonala secundară 6 ori 1. Asta înseamnă că avem 6 minus 6, care bineînțeles este 0. Mergem mai departe la punctul B. Arătați că A ori A este 5A. Haideți să luăm separat, să calculăm A ori A. Vom folosi trucul meu preferat pentru înmulțire. 3, 6, 1, 2. Și avem mai întâi prima linie cu prima coloană și avem 3 ori 3. Vă arăt 3, avem prima linie cu prima coloană. Și avem 3 ori 3 este 9 plus 6 și obținem 15. Apoi schimbăm, mergem la a doua coloană, unde avem 6 și 2. 3 ori 6 este 18, 6 ori 2 12 și obținem 30. Mai departe mergem la a doua linie, 1, 2 cu 3, 1 și avem 3 plus 2 care înseamnă 5. Și la ultima coloană, unde avem 6, 2 și avem 6 plus 4 care înseamnă 10. Dar nu am terminat. Trebuie să arătăm că a ori A este 5A. Și acum observăm că putem să-l dăm un factor comun pe 5. Și avem așa: 15 împărțit la 5 este 3, 30 împărțit la 5 este 6, 5 împărțit la 5 este 1, iar 10 împărțit la 5 este 2. Surpriză! Cine a ieșit aici? A ieșit chiar matricea A. Asta înseamnă că a ori A într-adevăr este 5A. Mergem mai departe la punctul C. Determinați valorile reale ale lui x pentru care determinantul lui xa plus 1 minus x ori 2 este mai mare egal decât 0. Ar trebui să calculăm separat cât este xa plus 1 minus x i2 și apoi să calculăm determinantul. Așa că avem xa este x ori 3, 6, 1, 2. Asta înseamnă că avem 3x, 6x. X și 2X. Mai departe, 1 minus X ori 2 înseamnă 1 minus X pe lângă 1001, Așa că obținem 1 minus X, 001 1 minus X și trebuie să facem suma respectivă. Avem XA plus 1 minus X2 va fi... Mai întâi avem 3X plus 1 minus X... Apoi, mergem la următorul element, unde avem 6x plus 0, bineînțeles că este 6x, apoi x plus 0 este x, apoi 2x plus 1 minus x. Așa că vom obține 3x minus x este 2x plus 1, apoi avem 6x, x și un x plus 1. Și trebuie să calculăm determinantul acestei matrice, așa că vom avea determinant din xA plus 1 minus x2 înseamnă determinant din 2x plus 1, 6x, x, x plus 1. Mai întâi facem înmulțirea pe diagonala principală și avem 2x plus 1 pe lângă x plus 1. Apoi pe diagonala secundară unde avem 6x ori x. Haideți să desfacem parantezele și avem 2x ori x înseamnă 2x pătrat, apoi 2x ori 1 înseamnă 2x, apoi 1 ori x este x și 1 ori 1 este 1, minus 6x ori x înseamnă 6x pătrat. Observăm că mai putem să facem acest calcul și obținem minus 4x pătrat plus 3x plus 1 și noi știm că acest determinant trebuie să fie mai mare egal decât 0. Luăm de desubt, minus 4x la 2 plus 3x plus 1 mai mare egal decât 0. Cum facem asta? Egalăm cu 0, aflăm rădăcinile, tabel. Și avem așa, minus 4x la 2 plus 3x plus 1 egal 0, a este minus 4, b este 3, c este 1. Asta înseamnă că delta va fi b la 2, 3 la 2, minus 4 ori a ori c, așa că avem 9 Minus cu minus e plus, 4, ori 4, ori 1 este 16 și obținem 25. Asta înseamnă că radical din delta este 5. Și acum x1, avem nevoie aparent de o pagină măcar. x1 are formula minus b plus radical din delta pe 2a. Minus b înseamnă minus 3 plus radical din delta este 5. P2A, 2 ori minus 4 înseamnă minus 8. Așa că avem minus 3 plus 5 este 2 pe minus 8, simplificăm prin 2 și obținem minus 1 pe 4. Nu are importanță dacă acel minus îl punem jos, sus sau la mijloc, este fix același lucru. Mai departe, x2 este minus b minus radical din delta pe 2a și atunci obținem minus 3 minus 5 pe minus 8 și avem minus 3, minus 5 este minus 8 pe minus 8 care înseamnă 1. Dar nu am terminat, nu plecați nicăieri. Trebuie să mai facem tabelul. Avem x minus 4x la 2a plus 3x plus 1 mai mare egal decât 0. Rădăcinile minus 1 pe 4, 1. În dreptul lor avem 0. Și acum, între rădăcini avem semnul contrarului a. Aul era, era minus 4, asta înseamnă că Aul era negativ. De aceea, între rădăcini avem semnul contrar, adică plus, și în afara rădăcinilor semnului A. Pentru că noi vrem să avem mai mare egal decât 0, înseamnă că X-ul nostru se va afla în acest interval. Intervalul, bineînțeles, trebuie să fie închis pentru că noi putem să avem egalitate cu 0. Așa că avem intervalul închis, minus 1 pe 4, 1. Mergem acum la exercițiul al doilea. Pe mulțimea de numere reale se definește legea de compoziție x teluță y egal cu 3xy minus x pătrat minus y pătrat. Punctul A. Arătați că 1 compus cu 2 este 1. Și avem așa, 1 compus cu 2 înseamnă în locul lui x scriem 1, iar în locul lui y scriem 2. De aceea avem 3 ori 1 ori 2 minus 1 la 2, minus 2 la 2. Și obținem 3 ori 1 ori 2 este 6, minus 1, minus 4 și atunci avem 6 minus 1 este 5, iar 5 minus 4 este 1 și am câștigat 5 puncte în câteva secunde. Mergem mai departe la B. Determinați numerele reale X pentru care 2 compus cu X este 1. Haideți să vedem cine este 2 compus cu X. Avem așa 2 ori, stați puțin, Legea de compoziție este aici, așa că în locul lui x avem 2 și în locul lui y avem x. Și avem 3 ori 2 ori x, minus 2 la 2, minus x la 2. Așa că, haideți să mai facem calculul, avem 6x, minus 4, minus x la 2 și trebuie să egalăm cu 1. Așa că obținem 6x, minus 4, minus x la 2 egal cu 1. Haideți să aranjăm puțin, avem minus x la 2 plus 6x pe acest 1 trecem cu scădere, așa că avem minus 4 minus 1, care înseamnă minus 5 egal 0. Putem să înmulțim cu minus 1 pentru a schimba semnele, arată și mai bine chiar, dar nu e obligatoriu. Și avem minusul devine plus, așa că avem doar x la a doua, plus 6x devine minus 6x și minus 5 devine plus 5 egal cu 0. Scoatem coeficienții delta aflăm x-ul. Și avem A este 1, B este minus 6, C-ul este 5. Asta înseamnă că delta va fi B la a doua, adică minus 6 totul la a doua, minus 4 ori 1 ori 5. Chiar și ecuația de gradul al doilea, rezolvarea cu delta, o găsiți pe canal. Mergeți să lucrați. Și avem minus 6 la a doua, este 36, pentru că minusul la puterea a doua dispare. Apoi, minus 4 ori 1 ori 5 este 20 și obținem că delta este 16, Asta înseamnă că radical din delta este 4U. Mergem acum să aflăm soluțiile. Și avem X1 egal cu minus B plus radical din delta pe 2A. B-ul era minus 6, minus B înseamnă minus minus 6, adică 6, plus radical din delta era 4, pe 2A, care e 2 ori 1, adică 2. Și atunci avem 6 plus 4 e 10, iar 10 pe 2 este 5, care e un număr real. Și x2 este minus b minus radical din delta pe 2a. Și avem 6 minus 4 de data aceasta pe 2. 6 minus 4 este 2, iar 2 pe 2 este 1. Asta înseamnă că x aparține mulțimii 1 și 5. Mergem la punctul C. Determinați numerele reale x pentru care radical de ordinul 3 din x, compus cu radical de ordinul 3 din x, ce interesant arată, compus cu radical de ordinul 3 din x la a doua, este 1. Vă propun să luăm separat să calculăm paranteza și avem radical de ordinul 3 din x compus cu radical de ordinul 3 din x, care înseamnă, nu uităm, mai întâi avem 3 ori x-ul nostru care este acest radical, y-ul nostru care este tot acest radical, minus radical din, de ordinul 3 din x la 2, minus radical de ordinul 3 din x la 2. Așa că, haideți să vedem ce obținem. Avem că radical de ordinul 3 din x, compus cu radical de ordinul 3 din x, va fi. În primul rând avem acel 3. Apoi, radical de ordinul 3 din x, compus cu radical de ordinul 3 din x, înseamnă radical de ordinul 3 din x la 2. Apoi avem iarăși radical de ordinul 3 din x la 2, fiind un ordin impar, nu are importanță dacă pun puterea a doua înăuntru sau în afară, pentru că nu se schimbă semnul. Minus încă un radical de ordinul 3 din x la 2. Și observăm că avem așa 3 de radical de ordinul 3 din x la 2, din care scad un radical de ordinul 3, asta înseamnă că obțin 2 de radical de ordinul 3 din x la 2. Și când îl scad și pe ultimul radical de ordin 3 din x la 2, obțin un singur radical de ordinul 3 din x la 2. Așa că paranteza aceasta este radical de ordinul 3 din x la 2. Compus cu radical de ordinul 3 din x la 2 și reluăm. Și avem iarăși 3 ori radical de ordinul 3 din x la 2, ori 3 ori radical de ordinul 3 din x la 2, minus radical de ordinul 3 din x la 2, la 2, minus radical de ordinul 3 din x la 2, la 2. Ce mult am vorbit? Și avem 3 radical de ordinul 3 din x la 2, ori radical de ordinul 3 din x la 2 înseamnă, de fapt, Radical de ordinul 3 din x la 4, minus fix același lucru. Și atunci explicația ca mai devreme: dacă avem 3 de radical de ordinul 3 din x la 4, din care scad 2 de radical de ordinul 3 din x la 4, rămân simplu cu radical de ordinul 3 din x la 4 și noi știm că trebuie să fie 1. Asta înseamnă că radical de ordinul 3 din x la 4 e 1 ceea ce înseamnă că x la a patra este 1. Și trebuie să ne gândim acum ce numere la plural la a patra sunt egale cu 1. Și avem că x-ul poate fi 1 sau minus 1, pentru că ambele la puterea a patra vor fi 1. În concluzie, x aparține mulțimii formată din minus 1 și 1. Mergem la subiectul al treilea, care începe aici. Și avem f definită pe minus 2 infinit cu valori în R, unde f de x este 2x minus x supra x plus 2. Punctul A, bineînțeles, derivata funcției. Ne-am obișnuit întotdeauna la punctul A avem derivata și avem așa, f derivat de x este 2x minus x supra x plus 2, totul derivat. Pentru că avem o diferență, trebuie să derivăm fiecare termen în parte. Și avem 2x derivat minus x supra x plus 2, totul derivat. Și acum, 2x derivat, 2-ul iese în față și x derivat este 1, asta înseamnă că rămânem cu 2, iar pentru derivarea lui x supra x plus 2 avem formula a pe b totul derivat, înseamnă a derivat pe b nederivat minus a ori b derivat de data aceasta supra b la 2. Asta înseamnă că noi vom avea odată x-ul derivat și x plus 2 nederivat, minus, de data aceasta rămâne x-ul nederivat și îl derivăm pe x plus 2, totul supra x plus 2 la a doua, așa că vom obține f derivat de x egal cu 2 minus x derivat este 1, așa că rămânem cu x plus 2, minus x plus 2 derivat este 1, așa că rămânem doar cu x, supra x plus 2 totul la a doua. Așa că obținem 2 minus, x se reduce și avem 2 supra x plus 2 totul la a doua, însă observăm că nu am terminat, nu am ajuns încă la forma cerută. Astfel încât aducem la același umitor și vom avea 2 pe lângă x plus 2 la a doua, minus 2, totul supra x plus 2 totul la a doua. Observăm că putem să dăm un factor comun pe 2. Asta înseamnă că obținem 2 pe lângă x plus 1 la x plus 2 la a doua, minus 1 pe care ni-l putem imagina ca 1 la a doua. Astfel încât la numărător avem ceva de tipul a la a doua minus b la 2, care știm că este a minus b pe lângă a plus b. Și în felul acesta ajungem imediat la forma cerută. Așa că f derivat de x este Aveam 2 și acum trebuie să avem paranteza A minus B, adică X plus 2 minus 1 și apoi paranteza cu A plus B, care înseamnă X plus 2 plus 1, totul pe X plus 2 la a doua. Așa că obținem că F derivat de X este 2 pe lângă X plus 1 pe lângă X plus 3 totul supra X plus 2 la a doua pentru x din intervalul minus 2 infinit. Punctul B, determinați intervalele de monotonie. Pentru asta avem nevoie de derivată, o egală cu 0, aflăm rădăcinile, studiem semnul. Așa că f derivat de x egal cu 0 rezultă de aici că fracția este 0. Însă o fracție este 0 dacă numărătorul e 0. Asta înseamnă că 2 pe lângă x plus 1 pe lângă x plus 3 e 0. Și acum un produs e 0 dacă unul dintre factori este 0. Și atunci rezultă că x plus 1 ar putea să fie 0, sau x plus 3 ar putea să fie 0, ceea ce înseamnă că x este minus 1, iar de aici avem că x este minus 3. Observăm că minus 3 nu se află în intervalul minus 2 infinit, însă îl voi păstra pentru a explica semnul derivate și vom hașura în tabel zona pe care nu trebuie să o luăm în considerare. Avem așa x, f derivat de x și f de x. Spuneam că rădăcinile sunt minus 3 și minus 1, însă funcția noastră este definită pe minus 2 infinit. Asta înseamnă că Practic, această porțiune eu nu trebuie să o iau în calcul când vine vorba de monotonie, însă îl voi păstra pe acest minus 3 pentru a studia mai clar semnul derivatei. Pentru că la numitor avem ceva de gradul al doilea, e clar că numitorul e pozitiv și atunci semnul este dat de numărător, iar la numărător avem o funcție de gradul 2, dacă vă amintiți, și atunci. Între rădăcini avem semnul contrar lui a. Dacă desfacem observăm că aul e pozitiv. Asta înseamnă că între rădăcini avem minus, iar în afara rădăcinilor avem plus. Și atunci pe intervalul în care noi lucrăm, adică pe 2 infinit, observăm că mai întâi funcția este descrescătoare și apoi funcția este crescătoare. Așa că haideți să povestim. f derivat de x este mai mic egal decât 0. Oricare ar fi x din intervalul minus -2 1 Asta înseamnă că funcția este descrescătoare pe intervalul minus -2 1. Mai departe, observăm că derivata este mai mare egală decât 0, oricare ar fi x din intervalul 1 infinit și atunci rezultă că funcția este crescătoare pe intervalul 1 infinit. Mergem la punctul C, determinați ecuația asimptotei oblice la graficul funcției. Pentru asta avem nevoie de formulă y egal cu mx plus n, unde m este limită când x tinde la infinit din f de x pe x și m-ul trebuie să fie un număr real nenul, iar n este limită când x tinde la infinit din f de x minus mx. În felul acesta aflăm ecuația simptote oblice. Vom începe cu m, care este limită când x tinde la infinit, din f de x, și atunci înseamnă că avem limită când x tinde la infinit din 2x minus X supra X plus 2, stați că nu era F de X, era F de X pe X. Entuziasmul, aici am scris corect, am scris corect. Și avem 2x minus X supra X plus 2, totul supra X. Și acum haideți să vedem cât este această limită. În primul rând, am putea să o aducem la o formă mai simplă, pentru că momentan nu arată prea bine. Așa că putem să scriem pe fracții individuale, dacă vreți, practic, să facem împărțirea. Avem o dată 2x împărțit la x minus fracția mea împărțită la x sau înmulțită cu 1 pe x. Și atunci simplificăm un x cu un x, un x cu un x și rămânem cu limită când x tinde la infinit din, haideți să vedem ce avem, 2 minus 1 pe x plus 2. Dacă voi vreți să faceți cu lopital pentru că voi este infinit pe infinit, nu este nicio problemă. Derivata o aveți oricum la punctul A și atunci voi este destul de simplu și cu lopital. Nu este obligatoriu să faceți cum v-am explicat eu. Eu doar v-am prezentat o variantă. Acum, când trecem la limită, observăm că această fracție este 1 pe infinit care e 0 și atunci obținem că m este 2. Mergem să-l calculăm acum pe n, n-ul era limită când x tinde la infinit din f de x minus mx, adică f de x era 2x minus x pe x plus 2 minus mx, m-ul era 2, așa că avem minus 2x. Ce bine! Pentru că am scăpat de 2x. Și atunci rămânem cu limită când x tinde la infinit din minus x pe x plus 2. Și acum observăm că ne dă infinit pe infinit, putem să aplicăm și l'opital dacă, vreți, dacă vreți. Bine, fie vorba între noi, deci este super simplu, de asta putem să aplicăm. Și atunci avem numărătorul derivat supra numitorul derivat. Și atunci rămânem cu limită când x tinde la infinit, din minus 1 pe 1, care înseamnă automat minus 1. În concluzie, y egal cu mx, adică 2x, plus N, în cazul acesta minus 1, reprezintă asimptota oblică, să să scriu mai frumos, la graficul funcției spre plus infinit. Mergem în final la ultimul exercițiu. Se consideră funcția f definită per cu valori în R, punctul A, integrală de la 0 la 3 din x pătrat plus 1 or f de x, trebuie să fie 24. Din fericire, scăpăm de x pătrat plus 1. Asta înseamnă că rămânem cu integrală de la 0 la 3 din x la 2 plus 5 de x. Putem să despărțim în două integrale și avem integrală de la 0 la 3 din x la 2 de x plus integrală din 5, dar pe 5 putem să-l scoatem în față și atunci rămânem în integrală cu 1. Și acum, când calculăm integrală din x la a doua, prin integrare, gradul crește cu 1, de aceea integrală din x la 2 va fi x la a 3 a pe 3 de la 0 la 3 plus 5 ori integrală din 1 este x de la 0 la 3. Așa că obținem: 3 la a 3 a pe 3 este 27 pe 3 minus 0 care e 0 și nu mai contează plus 5 ori 3 adică 15 minus 5 ori 0 care e 0 și atunci 27 pe 3 este 9. Iar 9 plus 15 este, bineînțeles, 24. Mergem mai departe la B. Calculați integrală de la 0 la 1 din f de x minus 1. Haideți să vedem cum facem integrală de la 0 la 1 din f de x, adică x la 2 plus 5 supra x la 2 plus 1 minus 1. Aducem la același numitor, așa că obținem integrală de la 0 la 1 din numitorul comun este x la 2 plus 1. Iar la numărător avem așa, o dată x la a doua plus 5, însă mare grijă ce obținem la a doua parte. Pentru că avem minus 1 ori x la a doua este minus x la a doua și apoi minus 1 ori plus 1 înseamnă minus 1. Mare atenție la semne. Reducem x la a doua și 5 minus 1 este 4, astfel încât rămânem cu integrală de la 0 la 1 din 4 supra x la a doua plus 1 de x. 4 este o constantă și poate veni în fața integralei și atunci avem 4 ori integrală de la 0 la 1 din 1 supra x la a doua plus 1 de x și aceasta este o formulă din tabel, este formula chiar de la arc tangentă. Așa că avem, stați să reaminte și formula, integrală din 1 pe x pătrat plus a pătrat înseamnă, bineînțeles de x, înseamnă 1 pe a arc tangentă de x pe a. În cazul nostru, pentru că avem x la 2 plus 1, clar este 1. Așa că avem acest 4 pe care îl aveam în fața integralei, iar din integrală obțin arc tangentă de x de la 0 la 1. Așa că obținem 4 pe lângă arc de 1 minus arc tangentă de 0. Arc tangentă de 0, din fericire, este de 0 iar arc tangentă de 1 este pi pe 4, adică 45, și simplificând observăm că rămânem cu pi. Mergem în final și la punctul C. Arătați că orice primitivă f a funcției este concavă pe 0 infinit. Haideți să vedem ce ar însemna acest lucru. Avem două informații de aici. Una este faptul că f e primitivă și a doua, faptul că ar trebui să demonstrăm că f este concavă. Și atunci, dacă f mare este primitivă a funcției f mic, înseamnă că f mare este o funcție derivabilă, iar derivata sa este egal cu f mic, indiferent de valoarea lui x, întotdeauna. Apoi, f mare este o funcție concavă pe 0 infinit, dacă Derivata a doua a sa este mai mică sau egală cu 0 sau mai mică strict decât 0, oricare ar fi x din intervalul 0 infinit. Practic, noi asta trebuie să arătăm, că derivata a doua este negativă sau egală cu 0. Și acum, dacă ne uităm la cele două relații, oare cine este f de două ori derivat? Practic, dacă eu vreau să obțin f de două ori derivat. Ar trebui să mai derivez încă o dată această relație și atunci observăm că derivata a doua este exact derivata lui f de x, pentru că derivez încă o dată relația asta. Așa că, haideți să calculăm derivata lui f, mic, care înseamnă x la a doua plus 5 supra x la a doua plus 1, totul derivat. Aplicăm formula pe care am reamintit-o și la exercițiul trecut și vom avea x la a doua plus 5 derivat ori x la 2 plus 1 nederivat minus x la 2 plus 5 derivat nederivat pentru că a fost deja derivat și x la 2 plus 1 derivat totul supra x la 2 plus 1 la 2. Așa că vom obține în prima paranteză x la 2 derivat este 2x de 5 am scăpat așa că avem 2x pe lângă x la 2 plus 1 minus x la 2 plus 5 ori x la a doua derivat este 2x și 1 derivat este 0. Și la numitor transcriem. Desfacem acum parantezele și observăm că avem 2x ori x la a doua înseamnă 2x la a treia, apoi 2x ori 1 înseamnă 2x, apoi minus 2x la a treia și mare grijă la semne, avem plus cu minus este minus și 5 ori 2x înseamnă 10x totul supra x la 2 plus 1 totul la 2. Reducem și rămânem cu 2x minus 10x care înseamnă minus 8x pe x la 2 plus 1 la 2. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. Noi am obținut că f derivat de x de două ori este minus 8x supra x la 2 plus 1 totul la 2 însă pe noi ne interesează ce se întâmplă pe intervalul 0 infinit. Și atunci, dacă x-ul este în intervalul 0 infinit, înseamnă că x-ul este mai mare egal decât 0. Păi ne întrebăm, în cazul acesta, minus 8x, cum va fi? Păi dacă x-ul e pozitiv și îl mulțesc cu ceva negativ, atunci e clar că minus 8x devine mai mic egal decât 0. Numitorul este pozitiv pentru că este la puterea a doua însă pentru că numărătorul este negativ, ne rezultă din asta că derivata a doua este mai mică egală decât 0, oricare ar fi x din intervalul 0 infinit. În concluzie ne rezultă că f mare este concavă pe intervalul 0 infinit. Sper că v-a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!